Mă vedeți? În sfârșit, a răsărit soarele. Vedeți, până la urmă am reușit. Bun, hai să vă citesc o poezie de aici, dacă tot nu îndrăzniți să... Nu, că avem imediat, vă vine, avem o structură așa, un pic. Ziceți care e structura. Păi o să începem. Păi dăm drumul acum? Da. Perfect. Record. Da, i-am dat un pic mai devreme. Salutare tuturor! Bine ați venit la această lansare online, care este o premieră pentru mine. Cumva aspectul ăsta este mai puțin important decât faptul că e o premieră pentru Iasmina, că este cartea de debut. Și chiar voiam să te întreb înainte, poate, cum de s-a întâmplat să fie o pandemie atunci când, când îți lansezi tu o carte. Și dacă am văzut în... în primele tale cuvinte din carte, din volum, că ai spus că te gândești de vreo 3 ani la să termini această carte. Când ai început-o? Când a prins așa conturul? Întâi ca să răspund la prima întrebare, cea cu pandemia, cred că de fapt această carte s-a întâmplat în pandemie. Cumva, cred că dacă nu era contextul ăsta, nu aș fi avut o presiune, să zic așa, dar o presiune bună să o public. Nu știu, eu m-am simțit foarte impulsionată de acest an să fac foarte multe lucruri și lucruri pe care îmi doream să le fac de mult timp. Și da, cartea e în plan de vreo 3 ani de zile, dar... tot adunam poezii și după mi se părea că următoarele pe care le scriu sunt mai bune și apoi le lăsam pe cele din urmă în trecut și ziceam, a, nu, că astea noi sunt mult mai bune, le puneam pe cele noi, după care tot așa apăreau alte lucruri și alte lucruri, mă dezvoltam, nu știu, vocabularul și căpătam noi experiențe și bănuiesc că până în acest punct anul ăsta, nu le-am considerat destul de bune pentru acea carte. Și anul ăsta am zis că nici nu trebuie să fie, că nu există așa ceva, cele mai bune din cele mai bune, e o continuă evoluție. Așa că am cules poezii din ultimii 3 ani și le-am pus pe toate, inclusiv ultimele de anul ăsta, din ultimele experiențe și... s-a construit, nu știu. Am fost impulsionată, cei drept de perioada asta, chiar am fost impulsionată. Da, uite că ies lucruri faine și după o perioadă și într-o perioadă, de fapt că încă n-a trecut, tocmai ce spuneam că poate ne vedem cu ocazia împlinirii a 2 ani de Fabrica de Poezie pe 15 ianuarie, dar vom vedea cum vor sta lucrurile până atunci. Înainte de toate, știu că sunt mulți cunoscuți de-ai tăi aici, alături de noi, dar pentru cei ce vor vedea clipul ăsta după, spune-ne ce ar trebui să știm despre tine în contextul ăsta al unei lansări de carte, dar și în general, nu știu, poate am înțelege mai bine anumite versuri, dacă le-am pune, cum spuneam, într-un decor, într-un context. Da, bună întrebare. Vouă v-am mai povestit ceilalți, nu știu dacă știu, dar în momentul când mi s-a cerut să pun pe aripioara de pe interiorul cărții, mă rog, acel fragment cu descrierea poetului și imagine cu el, o fotografie cu el, cu ea, după mine, am refuzat pentru că am simțit că nu am ce să pun ca experiență poetică. În afară de asta, mai am un blog care s-a născut din întâmplare, dar dintr-o întâmplare frumoasă. Am fost impulsionată de doi prieteni foarte buni, de Maria, care e pe Zoom cu noi, și de prietenul ei. Și... cumva nu mă așteptam să aibă asemenea amploare blogul și cartea a venit cumva ca un răspuns natural, să zic așa. Simțeam că e următorul pas pe care trebuie să-l fac.
Despre mine. Păi, tocmai ce am împlinit 21 de ani, ceea ce e mult, dar e și puțin în același timp. Sunt studentă la arhitectură și cochetez cu versurile de când mă știu. Cred că făceam poezie și înainte să știu să scriu. M-am mai povestit chestia asta cunoscuților când eram super mică, aveam vreo 11 ani. Mi-a murit pisica și am scris o pagină a 4 de poezie pentru pisica respectivă, pentru că ăsta era modul meu de a-mi procesa gândurile și de a-mi procesa durerea. Și cred că ăsta este singurul lucru care a rămas constant de când mă știu. Dacă nu scriu pe hârtie sau dacă nu scriu ce simt, nu știu ce simt, nu pot să procesez ce simt. Și cam asta e și cartea. E un proces, așa, are foarte multe experiențe filtrate așa prin versuri și cam atât. Da, acum că am aflat, de fapt am reaflat de la tine niște lucruri, mă gândeam să spunem cei care, cu care te-ai întâlnit la universitate și cei care avem deja cartea ta, care arată în felul ăsta, bine, cu anumite, că ne luăm notițe. Asta te pus eu, da, eu am venit nepregătită astăzi, nu mi-am făcut temele. Da, am zis să ne exprimăm așa câte o părere, în principiu, câte o părere, bineînțeles, personală despre volumul tău parcurs zilele acestea, atât cât s-a putut. Și o să încep eu, pentru că mi se pare, adică mi-a plăcut foarte mult partea asta de început și mi s-a părut foarte potrivită alegerea, pentru că tocmai ce spuneam mai devreme, să ne introduci într-un context, mi se pare că s-a potrivit, mi-a creat cadrul și apoi am început să citesc din versuri. Și din nou un aspect important este genul de volum la care poți să revii, îl ții aproape și îl poți reciti și vei înțelege la a doua, a treia, a patra citire, o să înțelegi altceva sau poate o să-i descoperi niște lucruri ascunse, poate prin ultimul rând, ultimul vers, poate printr-o anumită metaforă sau poate o virgulă care desparte două versuri pe care n-ai luat-o în seamă la o primă citire, dar apoi îți dai seama că de fapt desparte poate chiar două lumi, poate chiar două inimi, poate chiar două suflete care încap într-un pumn mai mic sau mai mare. Și mi-a plăcut pentru că de foarte multe ori m-am regăsit, așa cum am regăsit și până la urmă te întorci la poezie după ce străbați cărări de literatură în proză. Te întorci la poezie pentru că te doare ceva sau poate pur și simplu vrei o esență în câteva cuvinte. În sensul ăsta, cu esențele tari, se țin în versuri scurte, nu mici, am descoperit aceste două, una ar fi acesta cu jocul, care atât este, dar îmi place foarte mult pentru că în general sunt omul jocurilor de cuvinte, nu știu dacă neapărat ca să le fac, cât mai ales să le citesc și tocmai de asta poate, probabil, tocmai de asta îmi plac foarte mult obzeciștii, dar mai ales Marin Sorescu și Nichita, tocmai pentru că ei erau dumnezei la capitolul ăsta. Exact. Iar jocul tău sună cam așa, să te dai cu lumea nu-ți garantează culmea, dar te face ca lumea. Culmea, nu? Din nou, dacă o iei și o reiei și o reiei sau ceva de genul, o să înțelegi straturi și substraturi. Mi se pare că genul ăsta de poezie, ceea ce nu e deloc rău ce o să spun, devine acel gen de poezie pe care o iei și o pui pe citate sau ceva de genul ăsta, știi? Adică o iei și o prinde, da. O descriere,
în dreptul unei poze, unei fotografii, de fapt. Și la fel a mai fost una la fel de scurtă, mi se pare că se numește Legământ. Da. Nu am în față, dar am reținut. Vreau să murim amândoi într-o vară pe 32. Și de obicei, din nou, o poezie, un gând foarte, foarte scurt, dar cumva fermecător, tocmai prin faptul că strânge așa, ca într-un pumn imens, atâta esență. Și mie mi se pare foarte greu, pentru că un roman îl poți scrie, dar mi se pare foarte greu să cuprinzi în 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 10 cuvinte și cu titlul, că până la urmă toată întregirea asta ar veni din partea titlului, pentru că dacă ai citit doar Vreau să murim amândoi într-o vară pe 32, ar avea un înțeles, dar apoi când vii cu titlul și spui Legământ, ok, deci acolo se întâmplă niște lucruri. Și așa mai departe. Și ca să nu acaparez eu întreaga discuție în momentul ăsta, știu că domnul Ioniță și domnul Ciobanu voiau să mai spună câte ceva, așa că le dau cuvântul dumnealor. Domnul Ioniță, că acum îl văd în față. Da. Citind poeziile Iasminei, și ca o paranteză aici, eu de acum înainte volumele de poezie care or să-ți apară le-aș semna pur și simplu Iasmina. Și eu. Și atât. Am încercat din poeziile pe care le-am citit eu, volumașul acesta al ei, să o definesc. Nu știu dacă am reușit, mai degrabă cred că n-am reușit să o definesc. De aceea o să apelez cumva la atingerea ei divină. Și să spun că s-o citez și să spun că scrierile sunt dialoguri adunate din mintea omului mare rămas mic, care fuge în continuu de cuvântul suprem și se închide singur în propria lui cabină de telefon pentru suflete. Poți suna unde vrei, cu doar o fisă. Și continuă mai apoi cu o mică aroganță, dar plină de umor. Sun la Doamne, Doamne, și îl mituiesc pe Sfântul Petru. Parcă îl și văd pe Sfântul Petru, când își lărgește buzunarul, așa să intre bacșișul. Poate că aici sună cel mai bine. Mereu sunt obligată să mă descos prin cuvinte de parcă undeva e un spirit care m-ar face să mă înțeleg pe mine cu condiția lipirii unor silabe ca niște bucăți de suflet rătăcite. Este o perioadă de frământare spirituală și mă trezesc într-un atac de panică de parcă nu ar fi scrise de mine. Atacul ăsta de panică l-am trăit și eu de multe ori legat de alte povești, nu de asta, nu de scris. Că sunt inconfundabil așa când am cum să am atacuri de panică când ar fi ale mele. Ce ai scris aici, ce ai terminat, deci de parcă nu ar fi scrise de mine, continuă ca o mânușă. CN. Habar n-am cine e. CN. Poeziile tale sunt drăguțe. Se trece brusc de la chestii foarte logice la chestii de metafizică. Îi indică un poet sensibil care trăiește mai mult spiritual evenimentele decât fizic. De-aia tind să cred că nu le-ai scris chiar tu. Nu se putea compliment mai frumos decât ăsta. Da, este prietenul meu cel mai bun și mă cunoaște foarte bine. Am o nelămurire. Spuneți. Gândul cândva insuportabil că și manuscrisul ăsta o să ajungă ars, la fel ca ultimul. Da. Și nu o să mai fie capabilă să scrie ceva consecvent și unitar vreodată. Asta vorbești la persoana a treia aici. Versurile sunt tatuul ei, tărâmul sigur. Ăsta îmi place foarte mult aici, pasajul ăsta. Tărâmul sigur al conștiinței fracturate de o lume imperfectă în care poezia este o constantă. Poate că singura constantă. Singura, da. Pentru că din analiza poeziilor tale
nu ești deloc o fire constantă. Nu. Și eu am descifrat aici câteva teme în poeziile tale, două mai precis. Poate că or fi mai multe și nu le-am văzut eu. Este tema cunoașterii de sine. Divinitatea te împinge către cunoașterea de sine. Am cules pașii lui Dumnezeu pe pământ și nu m-au condus către mine. Tot acolo cineva spunându-i că, în poezie, să mă cred și să nu mă cercetez, că oricând m-aș întoarce în sine să mă vizitez. Privitul în sine, că-s de fapt în interior, fiind de fapt soluția cunoașterii, a găsirii adevărului genuin. A doua temă este, bineînțeles, tema dragostei, în care iubirea este antagonică, văd, la tine. Nu știu de ce, probabil că cauza ar fi 21 de ani. Exact. Iubirea antagonică. El nu credea în univers care ține cu omenirea. Ea știa că nu toți oamenii își îndeplinesc menirea. Și de asemenea, unde ea zice că există un rai pentru sufletele abandonate, el susține vehement că doar în singurătate. Devii conștient de lume și a ei infinitate. Este un dialog permanent între două suflete pereche care realizează că lumea nu trăiește ca în povești. Tocmai această concluzie realistă, până la urmă, lăsând loc speranței, zic eu. Și doar luciditatea făcând posibil întâlnirea două ființe, până la urmă, complementare. Nu se înțeleg, se ceartă, în fine. Tu ai fi certat, că se vede că te-ai certat. De multe ori. Așa. Și ar mai fi o temă. Tema prieteniei. Da. Foarte importantă pentru mine. La pagina 47. Gumă cu aromă. Și are aici, la sfârșit, aceste trei versuri care sunt senzaționale, zic eu. Senzație de coaste lipite, așa se simte, prietene, lipeala între spirite. Și cam așa se simte lipeala între cuvinte, între prietenii. Am observat la ea un permanență la tine, Iasmina, permanentă tendință de autodefini. De aici o numită stare de neliniște creativă, i-aș zice eu, încheiată cu de parcă nu ar fi scrise de mine, aia cum, de care spuneam eu. E o permanentă nemulțumire de sine. Sau o căutare, mai bine spus. Căutare, da, dar izvorâtă dintr-o nemulțumire. Cum e de exemplu la când, la 55. 55, da, în fine. Nu am notat. Aici, când, da. Da. Toată această complexitate, tu pui foarte mare preț pe sinceritate. E bine că faci lucrul ăsta. Mulțumesc. Sinceritatea ca o condiție a unei relații. Și dărâmăm ziduri în loc să ne ascundem. Asta este la pagina 19. Scuze-mă, te rog, nu le țin minte pe din afară citatele, de unde sunt, din ce poezii, din clișee. Da. Clișeezi. Da. Ce m-a surprins la un moment dat, te sar de la una la alta. Ești serioasă, pui niște teme. Dar din când în când ești capabilă și de o poezie mai sprințară. Papuși de casă. Da. Poți să o citesc?
Da, chiar vă rog, pentru că Papuci de casă era poezia pe care urma să o citesc ca fiind preferata mea din tot volumul, dar dacă tot doriți, sunteți invitați. Păi da, hai că o las. Nu, las. Nu, chiar vă rog. Chiar vă rog, dar voiam să subliniez faptul ăsta că și mie mi-a plăcut foarte mult. Eu zic să citim. Sunt poezii cu un mesaj mai profund, altele, care pun probleme, pun teme. Dar asta mie mi-a plăcut. Deci eu zic să citiți amândoi, pentru că fiecare citește altfel. Da. E asta. Corect. Îmi simt inima în papucii de casă, aș vrea să o arunc și nu mă lasă. Lasă, găsesc eu o cale să n-o strivesc. O să o plasez înapoi în torace. Dar invers. Invers, universului cu tot, cu legile lui și toate canoanele versului. Versului, ce ia loc de coastă în torace și rămâne ascuns sub hanorace. Hanorace, pe care le furăm de la tipii drăguți care ne devin apoi necunoscuți. Necunoscuți, de care încă ne mai pasă și pentru care ne simțim inima în papucii de casă. Nu știu, cumva ai trecut prin ceva tu, că ai o ușoară neîncredere în tine și să ajung la pagina 36. De parcă ai încercat tot timpul să fugi de deziluzii. Îmi țin adida și de alergat în spatele coastelor în caz că te hotărăști într-o zi să nu mă mai iubești. Ceartă-mă că mi-e frică să nu pleci. Nu știu, vrei să fugă cineva de tine sau fugi tu de cineva? Te întreb. Ambele. Ambele, în fine. Da. Un fel, mai curând un fel de perfecționism. Da, și mai îmi place... Amor fără sfârșit, aici, la pagina 41, uh-huh. unde, cum să spun, este prezentată un soi de reîncarnare prin amor. Da. Dar nu știi metempsihoză, că asta nu e. Că nu spui în ce te transformi aici. Nu știu, eu... Cam asta, poate că aș putea să mai spun mai multe, dar nu aș vrea să vă intimidez pe ceilalți care o să vorbiți după mine. Așa că, Iasmina, mi-a plăcut. Îmi place. Probabil că o să ajungi la o anumită consecvență a sentimentelor mai încolo, peste nu știu câți ani. Dar deocamdată... Noi dar ne poezia... bucurăm că ai trecut prin asta. Poezia ta este o poezie de talent. Asta e concluzia mea. Mulțumesc. Domnul Ciobanu? Păi după ce a vorbit domnul Ionică jumătate de oră, eu... Cine să mai spună ceva? Deja în plus. Ce mai e de adăugat? Dar o să încerc să citesc și eu câte ceva de aici. Ce mi-a plăcut, ceea ce vreau să spun e că merită să o încurajăm pe Iasmina. A scris o carte foarte bună, e prima. Nu? Da. E o vârstă bună, sunt convins că după ce mai acumulează ceva experiență de viață, o să scrie mai profund, pentru că unele poezii sunt prea realistice, să zic așa, și acolo profunzimea nu există, dar la ea este un lirism special care te face să citești cu plăcere chiar și așa ceva. Poate că ar fi bine să mai citești Marin Sorescu, că tot îi place lui Georgiana, ca să vezi cam
să zic așa, la ce tipuri se dă Sorescu ca să facă o poezie foarte interesantă din lucruri banale. Așa? Oricum, și mie mi-a plăcut cartea, din păcate, nici tu nu ești pregătită să faci cine știe ce comentarii, nici eu, pentru că am citit-o foarte repede. Fiind foarte ocupat săptămâna asta, asta e. Dar îmi spun că mi-au plăcut foarte multe poezii și în majoritatea se găsesc oricum versuri memorabile. Părerea mea e că ai început foarte bine și să continui, da? Notat. O să ajungi arhitect. Eu am făcut o experiență tristă, că și eu am scris poezii când eram prin liceu și prin anul 1-2 de facultate. După aceea am început să cer să câștig bani. Banii te îndepărtează de viața spirituală. Și adică inițial am zis, băi, muncesc până la 50 de ani, o chestie pe care au trăit-o, o întâmplare tragică, să zic așa, pe care au trăit-o și cei din generația lui Mateiu Caragiale, de exemplu, toți voiau să se îmbogățească ei până la 50 de ani și pe aceea să facă literatură și toți au sfârșit prin a constata că nu e posibil așa ceva. Așa am făcut și eu, am renunțat să umblu după bani prin 2000 și ceva. Am scris niște cărți de matematică, informatică și așa și prin 2016 abia m-am apucat serios să scriu un volum de versuri. Și l-am scris într-adevăr, după care au urmat multe altele. Deci, în principiu, indiferent ce o să ajungi, să nu te lași de scris, ăsta e sfatul meu. Pentru că pauza nu e bună, asta e clar. Adică nu te lasă să evoluezi în mod natural, așa cum ai putea să o faci. De? Și întotdeauna vei avea posibilitatea să-ți organizezi timpul de asemenea manieră încât să și scrii zilnic. Eu fac asta dimineața, mă trezesc pe la 4 și scriu vreo oră, mai citesc, că restul timpului n-am. Absolut, ziua e plină de tot felul de chestii mărunte sau nu, dar nu am timp să fac nimic altceva decât să... Așa, o să citesc Danaus Plexippus. Am înțeles că ăsta e un fluture monarh, așa mai special, nu? Da, este denumirea științifică de la fluturele monarh. Da. Și o să explic probabil după ce citiți, ca să nu vă întrerup acum. Da, păi poți să mă întrerupi. Urma chiar să te întreb, deci puteți să citiți și facem trecerea apoi către... În poeziile mele apar foarte des fluturii, așa că mă bucur că ales. Am o colecție de timbre numai cu fluturi de pe vremea când eram prin liceu, cred. Foarte frumoși. Un clasor întreg numai cu fluturi, splendid. Sunt foarte, foarte frumoși. Și, mă rog, am copilărit într-un mediu în care fluturi erau pe lângă noi zilnic, adică se jucau pe lângă noi, pe acolo. Deci, am cules pașii lui Dumnezeu pe pământ și m-au dus către mine. Dar ciudate circumstanțe că înăuntru nu era nimeni. Am primit veste că în căutarea unor fluturi monarh cu aripi frânte și s-a rătăcit printr-o poiană cu gânduri multe să le frământe. Am urmărit amprentele divine pe niște cărări știute, cu flori de nu mă uita, de țărână cu sute. Cu cât mă apropiam mai tare de univers, cu atât mă încânta din depărtarea univers, după chipul și asemănarea lui. Am urcat pe tâmpa la întâmplare, printre rădăcinile împletite în cărare, iar sus am descoperit copaci care meditau timpul noi în țoale vechi și stânci care dansau împreună în perechi de câte 300. M-am întors în locul inițial plin de verdeață, cu multă lumină, iar în întâmpinare o creață. Îmi spune să mă cred și să nu mă cercetez, că oricând m-aș întoarce în sine să mă vizitez
o să mă aștepte același Danaus Plexipus, gata de zbor. Și să mă opresc de a mă căuta în pădure, că-s de fapt în interior. Deci, metafizică zic eu pe aici, nu? Ceva filozofie, niște teme, simboluri, o poezie care arată că poți să scrii ceva profund, nu numai lucruri care țin de un lirism al realității, al realului, să zicem, care sigur că ne transpune într-un plan un pic mai superficial, contând evident trăirea, psihologicul, partea de încântare interioară în fața unor lucruri, unor obiecte, ceva care există independent de voința noastră. Dar aici e vorba de trăire pură, zic eu, nu sentimente care sunt în interior, nu sunt provocate de obiecte, nu sunt provocate de descrierea unor obiecte sau a unor întâmplări. Eu zic că e un pic metafizic aici și e bine să continui, că eu cred că poți să faci. Am mai întâlnit și în ce a citit domnul Ioniță, am mai întâlnit multe versuri aici de genul ăsta. Deci asta e poemul care dă titlu. Poți să spui acum ce ai vrut să zici? Da, privind în ceea ce privește titlul, de fapt, la un moment dat a amintit domnul Ioniță de această atingere divină și spunea, mă rog, de ce spuneai tu aici, că sunt dialoguri adunate din mintea omului mare rămas mic, așa, poți suna unde vrei, tu doar o fi să, serios cu unde ai suna, a fost partea cu Sfântul Petru și apoi pe Tataie. Alo, Tataie, ce faci, vrei? Ai mâncat azi? Vezi că am scris o carte și i-am pus numele tău, mă rog, oarecum. Opusul la tot ce am vrut să scriu ca să te fac mândru părea prea lung, deși se mai găsesc și astăzi relicve neinspirate. Pornind de la aceste lucruri. Da. Titlul cărții are legătură cu cumva cartea este de fapt și are și rol de tribut, să zic așa, nu știu, pentru bunicul meu. Am avut o experiență după ce a murit bunicul meu în 2016 cu niște conflucturi, de fapt, un fluture monar, dar avea aripa dreaptă frântă. Chestia la care m-am gândit să o pun pe copertă, cumva una din aripi să fie frânte, dar cumva ajunsesem în punctul în care mi-am dorit să fie întreg. Și, mă rog, făcusem conexiunea între acest fluture monar cu aripa frântă și bunicul meu care avea un picior amputat și cumva fluturile ăla a stat pe lângă mine vreo două zile. Da. Și cumva am stabilit o conexiune foarte profundă cu acel fluture. Și ăla a fost momentul când am decis cumva că sunt anumite lucruri în viață care mă fac fericită și că ar trebui să continui să le fac, printre care și poezia. Și acel manuscris era un manuscris real, mai scrisesem o carte înainte, dar l-am ars. Și nu am mai reușit să recompun tot ce scrisesem în acea carte, așa că am decis ca următoarea mea încercare să fie dusă până la capăt, să zic așa. Și da, de aceea această carte se numește Danaus Plexipus. Cumva eu nici nu aveam nicio cunoștință despre acești fluturi. Am căutat pe Google fluture portocaliu cu puncte negre pe el și mi-a dat că e fluturele monar și apoi am găsit pe Wikipedia, mă rog, denumirea științifică și practic atunci s-a născut Danaus Plexicus și mă gândeam așa că cartea asta reprezintă modul meu de a mulțumi cumva pentru că
simt că e aici cu mine și că mă susține mereu și am zis că da, trebuie să fie. Trebuie să fie și în carte. Pot să pun și eu două întrebări scurte pe care am uitat să le pun când am vorbit mai adineori. Ce se întâmplă cu propriul tău gând? De la pagina 23. Da, scopul acestei cărți a fost și încă este, de fapt, să avea pe această călătorie. Îmi doresc foarte mult ca oamenii care citesc cartea să se implice activ în ea. Nu vreau să fie genul de carte pe care o cumperi, o citești odată la bibliotecă. Da, am priceput. Nu știu, poate unii nu scriu poezii, dar își doresc foarte mult să facă parte din chestia asta și să se simtă mai conectați cu cartea sau cu mine sau cu, nu știu, actul creativ și desenează. Cam ca ceva interactiv. Da, exact. Am vrut să aibă și chestiunea asta, legătura asta, cumva, între mine și cititor. Da, am vrut și să poate chiar o replică la acea poezie. Sau o replică, da, da. Și a doua întrebare... Oricât m-am străduit, eu n-am reușit să descifrez 20. Poezia 20? Da. A fost scrisă deja mea când am făcut 20 de ani. Avem bănuieli că ar putea fi așa. Da. Am terminat. 20. Vreau să citesc 20-ul. Imediat, era, ai spus tu, Iasmina, puțin mai devreme ceva și voiam să leg de treaba aia. Da. Dar nu mai știu ce, deci asta cu... vorbeam cu domnul Ioniță, de fapt noi toți la Fabrica de Poezie de data trecută și spuneam cumva că putem să dăm o replică, o variantă personală a unei poezii pe care cineva o postează la noi pe grup. Și e ceva de genul ăsta, uite, te-ai gândit cumva dinainte în cartea ta. Adică ne-ai anticipat. Este impresionat. Ne-ai anticipat ideea acestui jazz, dacă vrei. Da, exact. Și te-a impresionat o poezie și pur și simplu te-a inspirat. Poți imediat să-ți așterni gândurile acolo. Apropo de motivele din carte, deși, mă rog, trecând de partea de dragoste, care, na, din nefericire, în general, izvorăște poezia și din ce e mai puțin luxos, frumos, soare și fluturi, aș fi spus eu la un moment dat, dar uite că nu. Și că, adică, genul meu de poezie nu s-ar fi raportat cumva genul preferat la flutul, de exemplu, eram ok. Și uite că, până la urmă, un prim roman la cărui lansare am fost acolo și un prim volum de poezie, ambele se leagă de niște fluturi și nu orice fluturi, ci cei monah, despre care, uite, cu ocazia lansării domnului Ioniță, am citit și eu mai multe, ca să văd, domnule, ce se întâmplă cu fluturii ăștia portocalii cu puncte negre. Și da, titlul ăsta în sine conține foarte, foarte multe direcții de unde să apuci poezia și, de fapt, rândurile încă de la primele pagini. Dar, cum spuneam, dincolo de tema asta a nefericirii, a neîmplinirii, a despărțirii și așa mai departe, am descoperit două motive care apar, cel cu mașina de scris. Voiam să te întreb că mi-ai trimis și am făcut coperta aceea de a evenimentului cu o mașină de scris. Ce e cu ea? Care e povestea? Mă uit acum la ea. Mașina de scris, asta este a doua pe care o dețin, să zic așa. Una este acasă, dar am primit-o de la un prieten de-al bunicului meu. Mi-e dragă, cumva, mi-e... pe suflet așa, dar nu am putut să o car după mine la București pentru că e destul de măricică, așa, e și electrică, are un alt sistem. Așa că am căutat anul trecut, de ziua mea, de obicei fac asta, de ziua mea încerc să-mi fac și eu un cadou mie și m-am decis anul trecut că o să fie o mașină de scris, dar nu oricum, galbenă. Galbenul fiind culoarea mea favorită, am spus că vreau neapărat să fie galben.
Și am căutat prin toate anunțurile de la toți colecționarii și am sunat o grămadă de oameni și într-un final mi-am găsit mașina mea de scris galbenă. Mă așteptam să fie la fel de masivă ca cea de acasă și să nu o pot căra după mine, nu știu. Și când mi-a adus-o domnul respectiv, era într-o pungă de Lidl. Și era foarte mică, ea este mică, e, nu știu, cât un laptop, adică și poate chiar la fel de grea. Și mi s-a părut o surpriză foarte plăcută asta, că practic puteam să o car după mine oriunde și puteam să scriu eu la mașina de scris. Deci, mă rog, în perioada respectivă stăteam în cămin și era puțin inconfortabil să ticăiesc toată ziua la mașina respectivă de scris. Asta voiam să te întreb, deci partea a doua introducere. E reală, deci da. Așa, este reală și chiar, da. Se pare că răsăritul sau, mă rog, noaptea, în general, e o bună muză, mai ales pentru partea asta de poezie. Și un alt motiv ar fi, adică numai din ce am citit noi acum pe sărite anumite versuri, se regăsesc coastele. Adică te-ai raportat la coaste și între iubit-iubită și într-o relație de prietenie, dar cumva asta mă întoarce și mai la primul act al lumii ăsteia, al facerii lumii, cum a apărut Eva din coasta lui Adam, dar și la ideea de sensibilitate, fragilitate și feminitate cumva, pentru că, na, femeia se zice că e făcută din coasta lui Adam. Ceea ce este total nedrept. Am o poezie despre asta. E undeva pe blog, cred, legat fix de chestia asta. Da, și mă gândeam ca o constatare, nu e neapărat o întrebare, partea asta de feminitate pe care o poți exprima și prin alte cuvinte sau gesturi decât degețelul ridicat sau o pustiță, nu știu care. Chiar dacă porți bocanci și hanorac, care din nou apare ca un light motiv acel hanorac și, bineînțeles, mașina de scris într-o pungă Lidl sau mai știu ce. Adică, da, se poate și altfel și asta m-a impresionat cumva. Și legat de anumite concluzii privind scrisul tău, am citit din recenzii brutalitatea trăirilor exprimată fragil. Asta ca o legătură cu ceea ce a spus domnul Ciobanu, că te legi foarte mult de obiectele din jur și că mai putea să mergi dincolo de treaba asta și să exprimi mai mult metafizic. Dar metafizic poți, sau mă rog, ceva foarte profund poți exprima și ajutându-te de niște trăiri. Eu m-am regăsit, de exemplu, în acel un hanorac și bocanci în picioare și am plecat, pentru că la un moment dat făceam chestia asta și chiar am trăit dincolo de o pereche de bocanci. Adică am trăit experiența aia și starea aia ducându-mă într-un alt timp și creându-mi o stare, așa cum tu încă din primele rânduri ți-ai dorit să scrii acea carte care să îl lase pe om cu gândul că îi pare rău că s-a terminat. Da, într-adevăr, este destul de restrânsă, dar cred că așa ca în Harry Potter, atunci când deschizi o carte, s-ar tot fel de chestii din ea și te chinui să le prinzi sensul și subînțelesul și așa mai departe. Dacă mai are cineva de completat din punctul ăsta de vedere sau de citit, știu că spunea domnul Ciobanu că ar vrea să mai citească una dintre... Dacă vrea să mai citesc o poezie, mi-am notat aici poezia 20 despre care zicea domnul Ioniță. Mi-a plăcut acum. Am cearcăne de la prea multe vise și un zâmbet de 20 surprins din culise. Fetița cu versuri prea complexă pentru unii, care când plouă stă în mintea ei în mijlocul furtunii. Se par fulgere și lacrimi de dansuri prin bălți și îmi iau ca reper sinapsele când construiesc hărți. Am cules emoții și le-am strecurat prin gene. Nu știu cum, dar cromatogene au transformat sângele în vene în cerneală.
Am inima un fel de dosar cu multe foi. Una e o listă neagră pentru ochii goi. Pe mai multe mi-am declarat iubirea pentru lume. Uneori în versuri, alteori în glume. Un singur sens unic, semnalizat, subtil. Să merg înainte pe un pod fragil, numit viață. Inima mea e o casă a tuturor. Și dacă îmi spui că are 4 camere, ale mele de decor. E un hotel pentru amintiri, cu apusuri de soare, cafea și povestiri. Dialoguri între mine și niște îngeri, în care punctăm niște înfrângeri și câștiguri din viață. Apoi le punem în balanță. Păcat că scorpion. E scorpion, fetiță dragă? Cum sunt scorpioni ăștia? Da, sunt scorpion. Benzia e... am chestia asta. Fuge, v-am întrerupt. Nu poți să spui. Spuneam că e un fel de analiză. În fiecare an stau un pic și mă uit așa la mine și mă analizez să văd cât a mai crescut, ce s-a mai schimbat. Îți numeri, îți numeri inelele? Exact, exact, exact. Și în perioada respectivă îmi spusese cineva că sunt fetița cu versuri, dar nu era o exprimare drăguță, era o exprimare de genul, a, tu ești fetița cu versuri, ești neserioasă. Și m-am enervat. Și din acei nervi mi s-a activat latra de scorpion și am făcut o poezie de Stefan. Ca să nu ți-ai fi făcut un fel, și un fel de rezoluție. Da, bilanț, da. Bilanțul anului. Exact, exact. Da. Știu că, în general, nu e chiar o întrebare pe care să îi adresezi unui scriitor care a publicat mai multe volume sau unui cântăreț care a scris mai multe cântece, dar care ți-e cea mai aproape de suflet? Volum. În acest moment ar fi Danaus Plexicus, pentru că am avut o perioadă de o pauză creativă și mă gândeam că nu o să reușesc, aveam începutul poeziei și mă gândeam că nu o să reușesc să o termin și simțeam că e ceva important acolo, dar nu reușesc să-l scol la suprafață. Și am fost într-o excursie la Brașov cu niște prieteni și am urcat, mă rog, pe tâmpă, am ajuns acolo, m-am așezat și am inspirat adânc și în acel moment mi-a venit efectiv tot restul poeziei și cum am scris-o atunci exact așa a rămas. Și mi se pare că mă surprinde foarte bine în acest punct al vieții. Probabil o să mă mai schimb și o să mai cresc și o să mă mai dezvolt, dar în acest punct al vieții cred că despre asta e, că n-ar trebui să mă mai caut prin păduri și că ar trebui pur și simplu să mă uit în interior, că e acolo o creață care mă așteaptă. Da, până la urmă, mie mi se pare foarte inspirat și titlul ales, cu atât mai mult cu cât dă și numele unei, de fapt, poezia care dă numele volumului și așa mai departe. Tema asta a zborului, că până la urmă este debutul tău literar. Mult succes pe mai departe, să o ții tot așa, dar asta nu înseamnă că încheie aici. Așa. Mai notasem eu la un moment dat un fel de întrebare mai spre sfârșit, așa, în ceea ce privește cartea. Ce ai vrea să... nu știu, să știe lumea despre acest volum sau despre tine scriind acest volum și nu te-am întrebat și n-am discutat astăzi. Nu s-a atins acest subiect. Păi, despre volum ar trebui să știe că m-am străduit până la limitele acestui ISBN, că știți că atunci când se cere acest cod ISBN, trebuie să menționez dacă este carte de poezie, pentru că se notează acolo. Și aveam mai mult
text scris proză cumva în început. Motiv pentru care doamna de la editură mi-a spus că ar trebui să vedem în ce categorie încadrăm, poezie sau proză. Și mi-am dorit să fie puțin vagă această limită. Cumva după ce ai terminat de citit toată cartea, să zici, da, e de poezie, dar, și acel dar să cuprindă și partea de început cu acea povestioară care ține loc și de introducere, cumva, și povestioara din final, care mi-a fost foarte dragă și am vrut neapărat să o pun acolo ca, nu știu, lecție finală, să zic așa. Și acele pagini goale unde ei pot să, nu știu, își lase frâul liber trăirilor. Vreau să știe că e o carte proces, că e un proces și că tocmai pentru faptul că ei o să-l citească, o să implice inevitabil în carte. Nu cred că... La un moment dat, adică eu vreau să mă întâlnesc cu oamenii peste câțiva ani și să... Nu știu, să le zic, iar arată în cartea, să văd ce ai făcut în ea și să găsesc pe un colț scris un număr de telefon, că n-avea telefonul închis și nu reușea să scrie pe undeva, nu găsea notițe. Că are o rețetă de brioșe, că a sunat-o pe bunica și a zis gogoși, de fapt, rețetă de gogoși. Că are un desen, că s-a dus la facultate și avea de făcut o schiță și n-avea foi și a început să facă pe carte, că asta e tot ce avea la el. Genul ăsta de experiențe vreau să le am peste câțiva ani. Adică astea sunt așteptările de la carte, de la oameni. Da, dacă ar fi să am o părere despre ce tip de carte este, eu cred că și acea proză tot un fel de poezie este, pentru că are acea substanță și are acea exprimare, acel feeling, acel vibe pe care îl transmiți și în poezie. Dacă ai un enter la mijlocul rândurilor și se așează ele așa ca o poezie, poți scoate poezie din ele fără nicio problemă. Cu tot cu dialog și cu toată povestea din spatele lor. Când doi se iubesc în cap, în aceeași inimă. Foarte frumos. Da. Important unde găsim cartea, de unde se poate cumpăra și unde te mai găsim pe tine, pentru că la început spuneai despre blog și să ne povestești așa mai multe, ce scrii acolo, despre ce este vorba, care e adresa și așa mai departe. Păi, în primul rând, cartea se găsește pe Smart Publishing, pe site-ul editurii, scrie și aici, scrie și, și pe copertă, cred că se menționează. Pe Smart Publishing, la ei pe site, din ce am înțeles, trebuia să apară și pe mai multe site-uri, dar... Depinde de convențiile lor, cine știe. Da, da, da. Momentan procesul de depozitare este un pic diferit până se mută dintr-un depozit pe celălalt, dar se găsește pe Smart Publishing, pe site-ul editurii. Sau la mine, dar eu nu prea le-am le-am lăsat pe site, sincer, le-am lăsat să dea lumea comandă, că se pare mai comod, ajunge și super rapid. Exact, și cu link-ul promovat cât mai des. Da, exact. Cu blogul a luat naștere acum 3 ani și ceva, aproape 3. Și v-am zis, a luat naștere dintr-o întâmplare. Blogul se numește O altă creață, că nu știu, așa mi se zicea atunci, așa a venit, era mititică. Și este un blog de poezie, am vrut să păstrez același tipar cumva și crezul blogului, să zic așa, este că are tocmai poeziile de la început până la final, sunt păstrate toate și sunt vizibile tocmai ca să, nu știu, las sincer și autentic procesul ăsta de creștere al meu de la, nu știu, din 2017, de la Papuci de casă, poezia Papuci de casă, până la Danaus Plexicus în 2020. Da. Și pe Facebook, la fel cu numele tău, nu? Ești... Da,
Dumitru Tăiasmina, că nu mi-am mai pus numele de familie, că e mai comun așa numele ăsta și mie să nu mă confund. Da. Dacă mai are cineva ceva de adăugat dintre... Da. Da. Marius, tu? Sunt cel care aproape. Unul, două poezii care m-au plăcut foarte mult, aș zice Pricomigdala și Burdujeni. Pentru acestea, dacă ar fi să spun totul într-un motto, aș spune așa. Cum spunea un alt confrate de număr de ochi, John Lennon, adică Life is what happens to you while you're busy making other plans. Da. Da, și văd că propusesem eu să aflu de la tine pentru viitor, că toți suntem aici la partea de debut. Ce te-ai gândit să faci? Adică ar urma și o parte de proză, ceva, ori proză scurtă, ori proză mai lungă? De momentan nu am plănuit nimic, probabil o să vină în mod natural, dar am o vagă idee că o să fie o colecție de povestioare. Pentru că proză nu consider că am ajuns în acel punct al vieții în care să scriu proză, pentru că mi se pare un lucru foarte consistent și un lucru pentru care trebuie să ai o anumită structură cumva deja creată undeva în stilul tău creativ și narrativ. Poezia este mai mult o chestie de suflet, nu trebuie să aibă neapărat o structură sau o consistență anume. Deci cred că nu am ajuns încă în punctul ăla, dar niște povestioare așa amuzante, cred că, sau nu știu, în stilul meu așa clasic, cred că o să urmeze. Dar momentan e deocamdată atât. E în gânduri. Păi eu cred că asta a fost discuția de astăzi. Am trecut prin toate întrebările, cel puțin cele la care m-am gândit eu atunci când ți-am parcurs întrebări și idei, bineînțeles, atunci când ți-am parcurs volumul. Mi-aș fi dorit tare mult ca acum să rămânem la un pahar de apă plată cu lămâie după lansarea asta și să stăm să mai povestim, să mai petrecem timpul împreună la jumătate de metru unii de alții, fără să ne strâmbăm sau să ne uităm chiorâși și fără eventual niște mâști. Poate acum, în forma asta. Da, așteptăm să revenim cât de cât la un normal, dacă o cum să o mai numi și normalul sau ce o mai însemna și normalul. Așteptăm vaccinurile. Da. Da, să nu intrăm în genul ăsta. Și da, mă bucur tare mult că ai ales să îți lansezi cartea așa alături de noi. Și felicitări încă o dată, ne-a plăcut și se pare că feedback-ul a fost numai pe plus, să nu zic pozitiv, ca să nu avem discuții. Și o să ne revedem curând la Fabrica de Poezie de luna asta. Și spor, inspirație tuturor, că în principiu suntem băgați așa oarecum în aceeași oală și, cum ziceam, spor și inspirație pentru următoarele volume atunci când vor veni, că până la urmă, dacă forțezi, te simte. Succes! Și o zi și o seară frumoasă tuturor! Succes! Succes și pe tari! Seară frumoasă!